cu răspunsul. Da. Ne aflăm pe strada Primăverii din Slănic, locul unde lucrările la rețeaua de gaze, așa cum puteți vedea și în imagini, continuă. Orașul Slănic este ultimul oraș din Prahova rămas fără rețea de gaze. Stăm astăzi de vorbă cu localnicii străzii Primăverii, cărora așteptăm să le luăm câteva impresii cu privire la proiectul demarat aici, de către Consiliul Județean. Bună ziua, vă rog frumos să-mi spuneți cum vi se pare demersul acesta și cât de așteptat este atât pentru dumneavoastră cât și pentru localnicii din Slănic. Păi, e așteptat cam de mulți primari care au fost pe aici, au tot promis, inclusiv primarul actual, care are câteva mandate, a promis de an de zile. Anul ăsta se pare că rezolvarea vine de la Consiliul Județean. Pe câte străzi aveți dumneavoastră cunoștință că s-a lucrat până acum în Slănic la rețeaua de gaze? Păi, cred că s-a ajuns pe la aproape de jumătate din străzile din Slănic care au aprobare pentru așa ceva. Sunteți optimist în ceea ce privește termenul de realizare, decembrie, anul acesta? Optimist moderat, ca să fie mai corect. Am înțeles. Că promisiuni au fost multe, de la an de zile tot se promite și... Vă mulțumesc!